Salutare, prieteni, și bun găsit la un nou podcast Fotoreporter. Astăzi avem în studio un candidat la Consiliul Local, sportiv de performanță, fotbalist aproape 12 ani la FC Botoșani. Bine ai venit, Florin Axinte. Bine v-am găsit, salutare tuturor și celor care ne urmăresc. Mulțumesc frumos de invitație la acest podcast. Spune ceva despre tine. Mă numesc Florin Axinte, sportiv de performanță la un nivel foarte mare. Am promovat cu FC Botoșani din Liga a doua în Liga întâi. Am jucat în primul an în Europa League, am reprezentat acest oraș întreaga Europa, jucând cu echipe foarte, foarte bune. Jucând 12 ani la Botoșani, după care m-am transferat la Pandurii Târgu Jiu, unde am jucat și acolo un an de zile, m-am bătut la campionat cu domnul Edi Iordănescu, după care am făcut un pas la FC Voluntari, unde am câștigat două trofee foarte importante, Cupa României și Supercupa României. Apoi am fost la Hermannstadt și din nou încă un an la Botoșani. Și în ziua de azi cu ce te ocupi? Acum sunt instructor sportiv, având două licențe de instructor sportiv, o licență de preparator fizic, un carnet de antrenor terminat la București 2 ani de zile la Germănescu și licența C Europa la Suceava terminată de curând. Sunt instructor sportiv la sala mea, unde pregătesc copii de la vârstele de 4 ani până la adulți. Ce fel de copii vin la tine? Cei mai energici? Da, avem diferite cazuri la copii, deoarece sunt copii energici, copii care sunt amotrici, cresc parte de motricitate foarte mult, de coordonare, de dezvoltare foarte sănătoasă, copii cu autism. Am avut, încerc să se dezvolt cât mai sănătos, jucători de performanță, cum am și de la FC Botoșani, încerc să fac din fiecare câte un sportiv normal, după care el își urmează calea pe viitor. Cum ai început cariera în fotbal? Cine te-a inspirat? Munca m-a inspirat. Să știți că nu am avut un jucător anume, dar munca. Am muncit foarte mult, am crezut foarte mult și nu am dat bătut niciodată. A fost o perioadă foarte grea atunci, dar am crezut în șansa mea și în viitorul meu și mulțumesc Dumnezeu, am ajuns exact unde a trebuit. Eu mi-am pus target în această carieră sportivă, mi-am dorit foarte mult. De la vârsta de 17 ani, când era echipa FC Botoșani în Liga a doua, mi-am dorit foarte mult să câștig un trofeu, ca obiectiv al meu, să câștig un trofeu și să joc în Europa League și să ajung la națională. Al treilea pas am fost la un pas, pentru că era a treia variantă la națională, în 2016, când am făcut pasul la Pandurii. Era a treia variantă, dacă s-a accidenta unul din fundaș și stânga, era a treia variantă și făceam și pasul acesta. Dar eu cred că am reușit să fac lucruri mari în sport, ca sportiv, și pentru asta nu am decât să prin sala pe care o am eu să îi fac pe acești sportivi să creadă în șansa lor, în viitorul lor, că pot realiza lucruri mari în viață. Motivație. Sigur. Ce a însemnat pentru tine să fii un fotbalist de performanță și aici ce sacrificii ai făcut ca să ajungi sus? Da, au fost sacrificii foarte mari. Au fost sacrificii foarte mari. De când eram mic a fost foarte, foarte greu cu echipamentul. Costisitor? Foarte costisitor atunci neavând bani, dar am crezut că pot realiza, nu conta pentru mine neapărat echipamentul, cât munca. Fără muncă și sacrificii nu ai cum să se realizezi lucruri mari. Pe parcurs am întemeiat și o familie. Cu familia probabil a fost și mai dificil pentru că... Lipseai de acasă? Lipseam de acasă foarte mult și lipseam, de exemplu, am avut momente când lipseam de la zilele copiilor mei. Zile importante. Zilele de naștere, la zilele, la... fel și fel de activități ale copilor, când ei aveau sărbări. Nevoie, poate, aveau nevoie sărbări și aveau nevoie și de tată, dar ei m-au înțeles foarte, foarte, foarte mult, m-au înțeles, știau că îmi doresc lucrul ăsta, știau că pot să realizez lucruri mari și le mulțumesc din suflet. Am două fete acum mari care mă înțeleg foarte bine, o soție extraordinară care, datorită ei, sunt omul care sunt astăzi,
pentru că m-a ajutat foarte mult să evoluez, să înțeleg ce înseamnă partea de familie, ce înseamnă partea de sport. Adică i-am înțeles foarte bine când am plecat la antrenament, a știut că mă duc cu sufletul descris, mă duc pentru familie, mă duc să realizez ceea ce mi-am propus. Și pentru asta îi mulțumesc și nu am decât să le mulțumesc și copiilor că sunt acum mari și știu ce înseamnă sacrificiul pe care l-am făcut pentru ei. A fost important să ai familia aproape, mă gândesc că fără nu se poate. Da, eu unde am fost plecat tot timpul meu la familia. Am fost fără familie, nici o secundă nu m-am gândit să nu iau familia. Pentru că eu mă încărcam foarte mult alături de ei. Fără ei nu puteam să dau randamentul pe care l-am dat la momentul acela. Vă dau un exemplu. Eu am fost plecat și ca antrenor secund al lui domnul Munteanu, Dornel Munteanu. A fost la Oțelul Galați. Mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu fără ei. Ei având aici școală, având serviciu soție aici, mi-a fost foarte greu să iau acolo. Și nu m-am putut adapta deoarece fetița cea mare intrase într-o depresie și vorbisem și cu psihologi, m-au sunat și învățătoare de la școală și psihologul m-a sunat. Aveam două variante. Ori să mă întorc eu la Botoșani alături de ei, să fiu lângă ei, ori vin ei alături de mine. Și am ales să mă întorc pentru că familia pentru mine e cel mai important factor. Te-ai sacrificat tu atunci, în momentul ăla. M-am sacrificat eu atunci, dar și a fost o... Pentru mine era foarte, foarte bine, dar pentru familie nu. Și am ales familia în detrimentul acelui contract pe care l-am avut la Oțelul Galați și m-am întors acasă și bunul Dumnezeu m-a ajutat și am semnat și cu Botoșani după ce am terminat la Oțelul. Am fost cu Andrei Patache, am fost la echipă, am avut rezultate în 3 luni de zile, rezultate foarte bune, câștig la Oțelul Galați, unde îi cunoșteam foarte bine alături de Andrei, am făcut o tactică foarte bună, dar sacrificii sunt foarte mari, să știți, în sport. Nu mai zic de antrenamente, nu mai zic de dureri, nu mai zic de alimentație. Asta vreau să te întreb, cum se pregătește un fotbalist înainte de meci, cantonament, cât timp, cantonamentul acum știți cum e, fiecare, înainte de un meci oficial, fiecare antrenor, cu o zi, cu două zile înainte, asta decide antrenorul. Nu este ușor să stai în cantonament, nu este ușor să te pregătești înainte de meci, fiecare jucător are tabietul lui, să zic așa, fiecare, vă dau un exemplu, eu de exemplu cu o seară înainte de meci mi-era foarte greu să dorm, foarte greu, aveam emoții, mă gândeam la familie, mă gândeam ce să urmeze, mâine e un meci important, ce trebuie să fac, mă gândeam la adversarul pe care l-am. Vă dați seama, somnul este cel mai important pentru sportiv. Dacă nu te odihnești, nu ai cum să-mi dai un randament foarte bun. Și eu, din păcate, nu puteam să dorm. Aveam emoții, mă gândeam foarte mult la ce urmează, dar aveam norocul că jucam, în anumite momente jucam seara și aveam timp la pârâu să mă odihnesc, să pot să dau un randament foarte bun pe teren. Înainte de meci, cum era? Fiecare, v-am zis, avea tabietul lui. Unul se ruga, unul asculta muzică, unul citea, poate din cărțile fiecăruia care îl motiva. Eu ascultam muzică și îmi citeam rugăciuni, de exemplu. Asta era de când eram copil, așa am mers, asta m-a motivat cel mai mult. Și așa am reușit să... Atunci când ieșiți din vestiare și intrați, pășiți pe teren, care e ce în capul vostru? În capul nostru este, acum mi se ridică păr pe mâini la această întrebare. Numai parte de motivație este atunci. Am avut, m-a ajutat Dumnezeu, mi-a dat harul ăsta să pot să motivez copii, și copiii care aveam, colegi, ca și copii erau copii, dar și cei de vârsta mea și tot timpul, dacă se vede și să văd și în videoclipurile după meci, înainte de meci, cum tot timpul îi luam și motivam, aveam harul acesta și mulțumesc Dumnezeu că mă ajută să-i motivez să creadă în șansa lor, să creadă că putem câștiga, că avem o șansă, nu mai a doua șansă, pentru că trece meciul și se uită tot. Nu, de ce să nu profităm de meciul ăsta și să-l câștigăm, să ne bucurăm, să mergem mai departe, decât să plângem după meci că nu am realizat ceea ce obiectivul pe care l-aveam de realizat. Încercam să-i încurajez, să-i motivez că, până la urmă, este un sport. Este un câștigător și un învins, da? Corect. Ce avem de pierdut? Eu nu mai te pot să spun, numai de câștigat avem. Numai de câștigat. Hai să ieșim, să dăm 100%. Dacă am dat 100% și am pierdut, nu e nicio problemă. Problema e că nu dai 100%
și pierzi, atunci e o problemă. Dar eu, șansa mea, v-am zis, eu am avut tot timpul parte de colegi foarte buni, de antrenori foarte buni, care m-au motivat și am reușit să performez. Un fotbalist român care a fost, te-a ajutat în carieră și a fost un mentor pentru tine, care ar fi? Nu știu dacă am avut un mentor, de-aia v-am și zis, Dumnezeu m-a înzestrat ca eu să fiu eu, să nu depind de cineva. Am ascultat de toată lumea ca și sfaturi, ca și păreri, dar în mintea mea, subconștientul meu, tot timpul îmi spunea, poți, reușești, nu ceda, nu există, nu pot. Și asta m-a motivat foarte mult și datorită acestei mentalități am reușit să-mi caut un mentor, să fiu eu mentorul meu, să cred în ceea ce urmează. Cu care ai colaborat cel mai ok? Eu am colaborat foarte bine, am colaborat foarte, foarte bine și iarăși mi-a zis că părut pe mână, domnul Iordănescu, Edi Iordănescu. O motivație, bine, eu și fiind un credincios desăvârșit, venea, vă dau un exemplu, venea cu o icoană în vestiar și ceea ce spunea, ceea ce transmitea, de rușine, de bun simț, nu aveai cum să nu dai totul pe teren. Și era un motivator fantastic, știa cum să te ia, știa cum să discute și să zicem că el a fost printre cei mai... Au fost ceilalți, Leo Grozavu, Cristi Popovici. Pentru un antrenor e foarte important să știi, să-și motiveze. Știți cum e? Un antrenor este și în anumite momente, și tată, și mentor, și profesor, și prieten, și coleg. Da? Când mai intră în antrenament, când mai sunt antrenor, când intră un antrenament. Și îți explicau exact ca un coleg ceea ce trebuie să faci. Și conta foarte mult lucrul ăsta. Da. Ai lucrat de aproape cu domnul Valeriu Ieftime, nu? Puteam spune 12 ani. Da, aproape. Domnul Valeriu... Cum l-ai descrie ca om? Un om corect. În primul rând, un om corect, un om cinstit. Un om care ceea ce spune și face. Nu e doar la stadiu de aici vorbim și când ieșim de aici nu mai gata. S-a uitat ceea ce am discutat. Un om, cum am spus, un om corect. Un om care... În orice moment a vieții am avut nevoie de anumite lucruri de la dumnealui, tot timpul a răspuns la telefon. Chiar dacă eram la altă echipă, dumnealui a fost prezent și m-a ajutat foarte mult. Și am stat pur și simplu să discutăm ca niște prieteni. De-aia v-am și spus, el poate să facă lucrul ăsta. Să vorbească orice problemă deschis despre orice. Și eu îi mulțumesc pentru acești 12 ani care m-a ajutat să fiu omul care sunt astăzi. Pentru că și datorită lui... Am realizat ceea ce am realizat până astăzi. Este un motiv, domnul Valeriu, pentru faptul că ai intrat în politică? De ce ai intrat? Am intrat pentru că viața m-a oferit ceva. Și viața, prin oameni, mi-a oferit. Și domnul Valeriu mi-a oferit 12 ani să practic fotbal la această echipă, la acest oraș, la orașul meu. Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc și... Acum încerc să-i înapoiez cât de puțin această intrare în politică și făcând echipă cu dumnealui și domnului Cătălin Fluturi. Și el, acum dacă tot vorbim, și el a contat foarte mult pentru că și datorită lui, domnul Cătălin Fluturi, noi am promovat în Liga 1, a fost alături de noi în permanență, a fost în vestiar și la înfrângere, domnul Fluturi, domnul Cătălin, și la victorie. Eu n-am cum să uit pentru că avem o relație foarte bună, v-am spus și datorită lui sunt, astăzi am realizat aceste mici realizări sau mari, cum vrea lumea să le perceapă și el a fost alături de echipă în permanență. Asta trebuie să facă un lider, indiferent că câștigi, pierzi, trebuie să fie aproape de oamenii tăi, de jucătorii tăi, mă gândesc că nu? V-am spus... Cum și că până acum nu știam dacă o să fac echipă domnul Cătălin cu domnul Ieftime. Dar nimic nu e întâmplător. Și atunci domnul Flutur cu domnul Ieftime venea un vestiar și la înfrângere și la victorie. Nu făceau diferențe, tot timpul au venit, au știut să fie oameni, au știut să încurajeze când a fost greu și poate veneau mai puțin când erau victorii, să știți.
Și proiectele pe care le-a avut atunci și le are în continuare domnul Flutur, să le aibă de acum încolo, au fost în așa fel încât să promovăm. V-am zis, și datorită lui, pentru că a fost alături de echipă în permanență, a susținut echipa, nu trebuie să uităm în 2013, că a fost alături de noi, chiar dacă unii au uitat acest lucru, eu nu am uitat. Și cu timpul au uitat. În calitate de consilier local, cu ce ai venit nou? Aici mă refer proiecte sportive, nu știu, o bază de Una din problemele noastre ale orașului sunt reabilitarea sălilor de sport în școli. Pentru că eu practic sport, adică încerc să mă mențin, pentru că este foarte sănătos sportul. Mă uit în săli cu parchet, parchetul rupt, porțile cad peste copii. Pot accidenta. Și, Doamne ferește, pot urma probleme grave ale copiilor. La ce nivel se află sportul în Botoșani? Mă refer la școli, nu la... Deocamdată la un nivel foarte mic. Nu au terenuri de sport. Mă refer, sunt copii care nu au posibilitatea să plătească, da? O sală de sport, un teren de sport. Cu ei ce facem? Ar trebui să le creăm și lor soluții în așa fel încât să poată să practice sport. Da? Sunt terenuri de la școli care cred eu după o anumită oră ar trebui lăsați acei copii care nu au posibilități să practice sport acolo. Fotbal, basket, handbal, ori copii, de orice fel. Poți un tătic să-și ia băiețelul de mână, hai să tate să mergem să jucăm, nu? Acum 20 și ceva de ani, după orele de sport, eram pe terenul de sport. Nu exista. Să nu fii pe acum. Azi au copiii unde să meargă? Nu au unde să meargă, din păcate. Spun că s-au făcut, că nu. Acum este un teren care ar trebui să fie terminat din 2023, în decembrie, cel de la Vresantul Pacea. Da. Nu s-a terminat, din păcate. Deci un copil... Da, spunem că avem la Cornișa. Dar și acolo sunt costuri foarte mari. Da? Dacă nu ai bani, nu ai posibilități. Nu ai posibilități, nu avem ce face. Știți? Adică trebuie să le oferim copilul. Sunt copii cu probleme medicale, sunt copii cu autism, copii supraponderali. Ce facem cu ei? Ce facem? Și o să fie din ce în ce mai mari probleme, să știți. Cel puțin la copiii de 4-12 ani o să fie probleme foarte mari. Am în țală... Mănâncă adolescenții sănătos? Nu, din păcate nu. Din păcate și asta lucrez și la mine la sală. Parte de nutriție, încerc să-i dezvolt cât mai bine, cât mai sănătos, prin ceea ce le explic, ce să mănânce, când să mănânce, cum să mănânce. Ok, dar cred că educație, clar. Dar aici pleacă de acasă. Clar că pleacă de acasă, dar dacă ei nu... Trebuie educați și părinții. Da, discutăm și cu părinții. Avem o problemă aici, copilul dar, are haideți să vă spun 80 ceva. Kilograme. Credeți că dacă ar fi locuri de sport, da, în oraș, credeți că nu ar merge și părinții să se joace cu copiii? Păi asta ziceam, clar, mai petrecem timp cu copilul. Ați înțeles? Și dacă el ca părinte face sport cu copilul, îl educă prin sport, da? După care începe să vin și la mine, da? Le spun și părinții ce trebuie să mănânce, ce... Altfel își pierd timpul într-un mediu sănătos. Da, corect. Vin la tine, dar la tine costă pentru că tu nu-ți permiți să faci... Da, ați atins... Probabil că mai lași un copilaj, doi, nu știu... Ați atins un subiect foarte sensibil. Da. Pentru că sunt niște costuri. Sunt niște costuri. Ai chirii, ai angajați, din păcate, aici, din păcate, nu am avut sprijinul din partea autorităților locale să pot să dezvolt mai mult. Am încercat să găsesc poate o sală mai mare care să-mi exprim cunoștințele pe care le am și să ajut copiii. Da? Acum am o chirie, da, un spațiu mult mai mic, cu chirie, bineînțeles, de aceea le cer taxe. Da, mai sunt și copii, mai sunt și copii care nu au posibilități, îi las să facă gratis. Mai sunt copii cu probleme de, v-am spus, cu autism, cu nevoi speciale, unde pe viitor îmi doresc mult mai mulți copii, vreau să ajung mult mai mulți copii cu autism. Pentru că, de exemplu, a venit la mine o mamă și mi-a spus așa, domnule, primiți copii cu autism? Dar nu sunt tot oameni, nu sunt tot copii.
De ce să nu primim? Dumneavoastră știți că în școli sunt profesori sau directori care nu primesc? De ce? Pentru că au autism. Dar nu există. Știu. Pentru legea nu spune. Știm. Știm și noi legi. Că Dumnezeu să-l ierte, fratele meu a fost avocat și am mai luat și de la el. Eu pentru ce sunt acolo? De ce să fac diferență între un copil cu autism și un copil cu... Un copil deja normal? Este o problemă. Este o problemă. De ce să fac diferență? Din păcate să mă duc și-l ajut și pe acel copil să fac anumite exerciții cum fac ceilalți. Să-i arăt ce trebuie să facă cum ceilalți. La nivelul fac ceilalți. Lui cum poate. La nivelul lui cum poate, că doar nu-i cer acum să facă performanță. Dar nu se știe când un copil cu autism poate ajunge la un nivel să facă un sport de performanță la nivelul care o să fie el și să fie, de ce să nu ajungă mare, să ajungă un campion. De ce să fac diferența asta? Nu există diferență la mine la sală. V-am spus, romi? Păi vin la sală, care? Veniți? Romi, da. Le cer anumite documente de la medicul de familie să nu ai probleme de sănătate, de la școală să fac o școală. Cum nu cer la toată lumea. Nu pot să cer la oricine să fac o școală? N-am nicio problemă. Ce să facem diferență? Eu nu înțeleg ce să facem diferență. Pentru că sunt și ei oameni, da? Au și ei nevoile lor? Au și ei nevoie să facă sport? Pentru că sportul este egal sănătate. Punct. Sănătate, corect. Și sportul nu este numai despre competiții, despre cupe, despre medalii. Este despre echilibru, da? Este despre dezvoltarea lor personală. Trebuie să știi când pierzi, când câștigi, cum te comporți. Adică sunt și probleme din astea. Deci eu am probleme cu copii, când pierd, se comportă foarte rău, au reacții foarte, foarte rele, din păcate. De-aia dacă am expune și am face mult mai multe spații pentru, sau cele care sunt la școli, da? Lăsați după ori de la școală, da? Un program care l-au școlar. Dacă ar fi mult mai mulți, mai mulți lăsați, n-ar mai fi atât de multe probleme. Pentru că da, și făcând sport, partea cealaltă de școală te dezvoltă. Pentru că este foarte important pentru creier. Oxigenează creierul sportul, să nu uităm, da. Și te dezvoltă foarte sănătos. Probabil Consiliul Local, dacă va putea, primăria, Consiliul Local, gen cum, nu știu, nu firma ta nu plătește taxe și atunci tu poți, nu plătești tu anumite taxe și atunci tu poți să faci niște abonamente, sau, adică să te ajute. Nu m-am stat. Private sunt, nu sări. Da, sunt, dar nu știu... Că primăria sunt... nu au săl, nu? Nu? Bine, vorbim cele din școli, care nu sunt dotate. Da, cum ai spus tu, parchet, chestii sau cărămiți pe jos sau riscuri să cadă poarta peste tine. Din păcate, da. Tu, în sala ta, ai grijă să fie totul corect și ok. Nu există diferențe. Vreau ca totul să fie ok. Vreau ca tot ei să aibă un mediu plăcut. E foarte important lucrul ăsta. Mi-am, din fondurile mele proprii, pentru că v-am zis, nu m-a ajutat. Am încercat să întreb de unul altul, nu m-a ajutat cu nimic, tot de pe la primărie, din păcate, dacă până la urmă nu rămânea sala mea, tot pentru dezvoltarea copilului, tot pentru oraș, da? Pentru oraș, pentru sport, pentru sănătate vorbim aici. Din păcate n-am avut sprijin și banii mei proprii am reușit să fac, da, cu chirie, plus taxele care au crescut de la 5% la 19% în sale de sport, dar nu mă plâng. Mă plâng doar de faptul că sunt copii care își doresc să facă sport, nu au parte financiară foarte bună și nu au unde să facă. În afară de la școală, dar și la școală se face foarte puțin, că sunt mulți, spațiul este redus, sunt clase care fac câte 4-5 clase la o oră, din păcate, și exact. E o problemă mare acest lucru. Este asemănător fotbalul cu politica? Nu, este asemănător. Meciurile care le vezi în ziua de azi, în campania de... Meciurile, să știți că meciurile, 2024, meciurile sunt mult mai grave în politică decât la fotbal, din păcate. Pentru că, din câte se pare, la fotbal încercăm să fim corecți. Da? Apropo de politică, în 2020 ai mai fost un pic prin ALDE? Da, ALDE am... Nu a fost ok acolo. Nu a fost ok. Am fost cu tu Lucian, cu Borfotina, prietenul meu. A plecat și el, am plecat și eu. Nu a fost beneficii sau ceva de genul. Nu a fost pentru el și atâta tot. Nu a fost să fie. Da. Atâta tot. Cum te relaxezi tu? Ce hobby-uri ai? Da, eu mă relaxez, eu vă spun sincer. Eu mă relaxez foarte mult și la mine la sală. Deci eu, dacă am avut zile când eram de dimineață până seara. Este un hobby fantastic, sportul, pentru mine.
Orice sport. Da. Pe lângă sala pe care o am și fac sport cu copilași, pe care îi fac și cu jucători de performanță, mai practic și tenis de câmp. Îmi place foarte mult. Tot din partea de sport este, mă relaxează, depinde numai de mine, nu mai depinde de colegi, cum eram învățat la fotbal. Mai aveam încă 10 colegi pe lângă mine și trebuiau să depinzi de ei. Așa la tenis depinde numai de mine și mă relaxează foarte mult. Cât de important să faci în viață, chiar să faci ceea ce îți place? Este foarte important. Sau ai putea face cu tot o altă meserie acum să... Acum nu mă văd. Tot pe partea sportivă, poate pe consilier sportiv să urmeze... Asta e viitorul meu, ceea ce îmi doresc eu foarte mult, dar tot pe partea de sport nu există altceva pentru mine. O să te rog să transmiți un mesaj, dar aici vreau să vorbești cu tinerii. Cu tinerii? Cu tinerii locuitorilor orașului Botoșani care au drept de vot. Cum ar trebui să voteze ei pe 9 iunie? Să voteze corect, să meargă la vot. Din punctul meu de vedere, avem o echipă foarte bună, cu oameni care au avut realizări și au realizări. Dacă stăm și ne uităm pe acel tabel, să aibă încredere, eu am încredere în Cătălin Flutur, că o să fie primar, să aibă încredere în ei, să meargă cu inima deschisă și să voteze, doar atât le spun. Să meargă la vot, să iasă la vot. E foarte important să meargă la vot. Este foarte important să iasă la vot, pentru că este și viitorul lor în joc. Da? Dacă vor o dezvoltare foarte bună, corectă, o dezvoltare corectă, știu ce vorbesc, de dezvoltare, și alții se dezvoltă, dar nu corect. Știu o dezvoltare corectă, oameni corecți, și să iasă cu curaj la vot să voteze. Mulțumesc, Florin, pentru prezentarea. Mulțumesc frumos și eu. Succes pe 9 iunie. Doamne ajută. Noi ne vedem săptămâna viitoare la un nou podcast. La revedere.